Mai avem mai puțin de o lună până la Valentine's Day, așa că giurgiuvenii au început deja să se pregătească pentru marea sărbătoare a iubirii. Din păcate, în acest an, agențiile de turism nu le mai pot pune la dispoziție giurgiuvenilor oferte ca și în anii trecuți, ci doar pachete. Un exemplu de pachet poate fi pentru Roma, pentru două nopți de cazare cu două bilete de avion, giurgiuvenii vor fi nevoiți să plătească până la 170 de euro. O cină romantică, o seară în club sau un cadou cu mesaje de dragoste sunt câteva dintre opțiunile cuplurilor pentru a petrece Sfântul Valentin anul acesta. Deși anul trecut foarte multe dintre acestea au optat pentru o vacanță în doi într-o locație exotică, în prezent îndrăgostiții se pare că fac alegeri mai ieftine în ceea ce privește mini-vacanța îndrăgostiților. Pentru a nu mai rămâne cu ofertele nevândute, agențiile de turism vor oferi anul acesta pentru Valentine's Day pachete turistice doar la cerere. În atenția clienților însă au intrat ofertele pentru vacanțele de vară. Potrivit agențiilor de turism din Giurgiu, zilnic circa 10 persoane vin să solicite și să cumpere oferte pentru sejururile de vară în alte țări. În topul preferințelor cumpărătorilor sunt resorturile din Bulgaria, Grecia și Turcia.